Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din localitate vă invită sâmbătă 2 octombrie la ora 19 la sala Pro Arte a Colegiului Național Decebal din reședința de județ la un concert extraordinar, Duelul Viorilor, Stradivarius vs. Guarnieri, ediția a 10-a. Pe scenă vor reveni violoniștii Liviu Prunaru cu Stradivarius Pașud și Gabriel Croitoru cu Guarnieri del Gesu Catedrala, acompaniați de pianistul Horia Mihail. Turneul național Duelul Viorilor ajunge pentru a 10-a oară la Deva, sâmbătă în 2 octombrie de la ora 19 în sala Proarte a Colegiului Național Decebal Deva. Așadar, îi așteptăm pe toți melomanii să fie alături de artiștii care vor veni și care vă vor încânta, Liviu Prunaru, Gabriel Croitoru, alături de pianistul Horia Mihail. Va fi un concert de zile mari, un duel Stradivarius vs. Guarnieri, un concert pe care nu trebuie să-l ratați. Invitațiile pentru acest concert se pot găsi la Centrul Cultural Drăgan Muntean de luni până vineri, de la ora 9 până la ora 16, dar se pot găsi și la intrarea la acest concert. Concertul se va desfășura cu respectarea măsurilor instituite la nivel național pe perioada stării de alertă pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2.